Amintiri din copilărie de Ion Creangă Pupăza din tei Mă trezește mama într-o dimineață din somn cu vai nevoie zicându-mi Scoală duglișule înainte de răsăritul soarelui Iar vrei să te pupe cucul armenesc și să te spurce ca să nu-ți meargă bine toată ziua? Căci așa ne mama cu care își făcea cuib de mulți ani într-un tei foarte bătrân și scorburos, pe coasta dealului la moș Andrei, fratele tatei cel mic. Și numai ce auzeai vara? Pup, 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 de dimineață în toate zilele de voia satul. Și cum mă scol, îndată mă și trimite mama cu de mâncare în țarină, la niște linguri cei aveam tocmiți prășitori, tocmai în Valea Seacă, aproape de Topolița. Și pornind eu cu de mâncare, numai ce și aud pupăza cântât. Pup, 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 pup. Eu atunci, să nu-mi caut de drum tot înainte, mă abat pe la tei cu gândul să prind pupăza, că ce aveam grozavă ciudă pe dânsa, nu numai pentru pupat, cum zicea mama, ci pentru că mă scula în toate zilele cu noaptea în cap din pricina ei. Și cum ajung în dreptul teiului, Pun de mâncarea jos în cărare pe muchea dealului, mă sui încetișor în teiul care te adormea de mirosul de floare, bag mâna în scorbură unde știam și... norocul meu. Găbuiesc pupăza pe ouă și zic plin de mulțumire. Taci, leliță, că te-am căptușit eu. Îi mai pup și pe dracu de -am. Și când aproape să scot pupăza afară, nu știu cum se face că mă spari de crastea aici arătată de pene, că nu mai văzusem pupăză până atunci. Și dau iarăși drum în scorbură. Și cum stam eu acum și mă chiteam în capul meu că șarpe cu pene nu poate să fie. După cum auzisem din oameni că se află prin scorburi câteodată și șerpi, unde nu mă îmbărbătez în sinea mea și iară bag mâna să scot pupăza. Pe cea fi, dar ea Sărmana se vede că se mistuise de frica mea prin cotloanele scorburii undeva, căci n-am mai dat de dânsa nicăieri. Poarcă intrase în pământ. Măi, a napăda lucru și aista. Zic eu un ciudat, scoțând căciula din cap și tuflind-o în gura scorbului. Apoi mă dau jos, caut o lespete potrivită, mă sui cu dânsa iar întâi îmi iau căciula și în locul ei pun lespedea cu gândul ca ei și ea pupăța de undeva până mă întoarce eu din țarină. După aceea mă dau iar jos și pornesc repede cu demâncare la lingurare. Și oricât o fi mers eu de tare, ferme trecuse la mijloc doar. Cât am umblat, în cine știe pe unde și cât am boșbăi și mocoși prin tei, să prind pupăza și lingurarilor nici nu mai rămâne cuvântul li se lungi, urechile de foame așteptând. Și apoi, vorba aceea. Țiganului când e foame cântă, boierul se plimbă cu mâinile dinapoi, iar țăranul nostru lui leaua, își arde luleaua și mocnește în trânsul. Așa și lingurarii noștri. Când -au acum îndrăcit pe o șezând în coada sapei, cu ochii păienjeniți de atât uitat să vadă nu-i vine mâncarea din cotrova, când, pe la prânzul cel mare, nu mai ia că și eu de după un dâmb, cu mâncarea slăită veneam, nu veneam, auzindu-i lălăind așa de cu chef. Atunci au și tăvări balaurii pe mine. Și cât pe ce se mă înghită de nu era o chirandă mai tânără între dâns și să-mi ție partea. Haulă, mă, o vă ce tolocăniți băietul, cu tată să o aveți ce aveți, iar nu cu dânsul. Atunci lingurarii, nemai punându-și mintea cu mine, s-au așternut pe mâncare tăcând molcom. Și scăpând eu cu obraz curat, îmi iau traista cu blidele pornesc presat, mă apat iar pe la tei, mă sui în trânsul, pun ureche la cura scorbului și aud ceva zbătându-se înăuntru. Atunci au lespedea cu îngrijire, bag mâna și scot pupăza vlăguită de atâta zbucium. Iar ouăle, când am vrut să le iau, erau toate numai o chisăliță. După asta vin acasă, leg pupăza de picior cu oață și o îndosesc de mama vreo două zile în pot prin cele putin hârbuite și una, două la pupăză, de nu știau cei din casă ce tot caut prin pod așa de des. Însă a doua zi după asta, ea ca și mătușa Măriuca lui Moș Andrei vine la noi cofalcă încerci cu una în pământ și se ia la ciondănic cu mama din pricina mea. Mai auzit ai dumneata cum nată una ca asta să fure eu om pupăza care, zicea mătușa cu jale, ne trezește des dimineață la lucru de atâția ani? Grozav era de tulburată și nu mai nu-i venea să crimeze când spunea acestea. Și acum văd eu că avea dreptate mare mătușa, că șpupăza era ceasornicul fatului însă mama sărmana nu știa de asta nici cu spatele. Ce spui cumnată? Dacă l-aș ucide în bătaie când așa că el a prins pupă să o chinuiască. de -amu... bine că mi-ai spus. Las pe mine că ți-l iau eu la depănat. Niște mai îndui despre asta cumnată smarandă, zise mătușa. Că-și zbănțuitul list al dumitale nimica nu-i scapă. Ce mai atât? Mi-au spus mie cine l-au văzut că eu n-a luat-o. Gâtul mi-l pun la mijloc. Eu, fiind ascuns în camară, cum au dunele ca acestea, eu te măsui în pod, umflu pupăza de unde era, să-i cu dânsa pe și în acasă și mă duc de-a dreptul în târgul vitelor, sovând, că cerea tocmai lunea într-o zi de târg. Și când ajung în iar maroc, încep a mă purta țanțoși printre oameni de colo până colo cu pupăza mână. Că doar și eu eram o leacă de fișor de negustor. Un moșneag nebun cu o fițică de funie n-are ce lucra. De vânzare țigăi nu și băi, băiete. De vânzare, moșule. Cât și cât și-i vidânsa. Ia cât crești și dumneata că face. Ia adun coașe la moșul să drămăluiască. Și cum eu dau în mână? javra dracului se face o căuta de ou și dezleagă atunci frumușelața de la picior, apoi mi-o aruncă în sus zicând, ia ca poznă că am scăpat-o, pupăza zbrrr pe o dugheană. Și după ce se mai odihnește puțin, își apoi drumul în zbor spre Humulești și mă lasă mare și de vreme cu lacrimile pe obraz, uitându-mă după dânsa. Eu atunci, hați, de suma numoșneagului să-mi plătească pasărea. Și gândești, dumneata moșule, te joci cu marfa omului? Dacă nu ți-a fost de cumpărat, la ce ai dat drumul? Că nu scap nici cu junca asta de mine, înțeles ai? Nu spaie lucru dișagă!" Și mă băgam în ochii moșneagului și făceam un tărăboi de se strânsese lumea ca la comedie prejurul nostru. Dă, iar maroc nu era. Dar știi că ești amarnic la viață, măi, băieti, zise moșneagul de la o vreme râzând. În ce te de te îndârjești așa ne poate? Hădec, nu cumva ai pofti să-mi iei viță ca pentru un cu carminesc?" Pe semne te mănâncă schinarea, cum văd eu, măi țâcă, și ia ca cuște dacă vrei. Ba, și un topor îți fac dacă mă crezi, de-i zice am puiule când ai scăpat din mine. Dă pace băietului moșule, zise un humuleștean ai noștri, că-i fișorul lui Ștefana Petri, gospodară la noi din sat. Și ți găsi beleaua cu dânsul pentru asta. He, he, să fie sănătos, dumnealui om bun. Dar apoi, chitești dumneata că nu ne cunoaștem noi cu Ștefana Petri? Zise moșneagul. Chiar mai din l-am văzut umblând prin târg cu cotul sub soară, după cum păra suman cu nimic negustoria. Și trebuie să fie pe aici, pe undeva, ori în vreo dugheană la băut adălmașul. Apoi, bine că știu acu mățică, Ia mi stai o leacă să te duc eu la tată tău și să văd. El te-a trimis cu pupes de vânzare să spurci armarocul. Toate ca toate. Dar când am auzit eu de tata, pe loc mi s-a muiet gura. Apoi încet, încet, m-am furișat printre oameni și unde am croit-o la fugă spre Humulești, uitându-mă înapoi să văd. Nu mă ajunge moșneagul, căci mi era acum a scăpare de dânsul, drept să vă spun. Vorba aceea, Lasă-l, măi! L-aș lăsa eu, dar vezi că nu mă lasă el acum. Tocmai așa pățisem și eu. Ba, eram încă bucuros că am scăpat numai cu atât. Bine ar fi să o pot scoate la capăt, măcar așa, cu mama și cu mătușa Măriuca, gândeam eu, bătându-mi se inima ca într-un iepure de frică și de osteneală. Și când ajung acasă, aflu că tata și mama erau duși în târg și frații îmi spun cu spaimă că-i poznă mare cu mătușa lui moș Andrei. A sculat mai tot satul în picioare din pri pricina pupezii din tei. Zici că i-am fi luat-o noi. Și pe mama a pus o mare supărare cu asta. Știi că și mătușa măriu că e una din cele care scoate mahmurul din om. Nu e o femeie de înțeles ca mătușa ghilița lui moș Chiriac. S-a mântuit vorba. Și cum îmi spuneau ei îngrijiți, numai ce se și aude cântând în tei. Pu mea, Catrina, zise atunci cu mirare. Ia uz bădiță, doamne, cum sunt tunii de nepăstuiesc comul chiar pe sfânta dreptate. Mai așa, surioară, dar în gândul meu, când ați ști voi câte a pătimit ca din pricina mea și eu din pricina ei, ea plânge de milă. Zahei însă ne lăsase vorbind și feca mai duse se întârg după mama să-i spună bucurie despre pupăză. Și a doua zi, marți, taman în ziua de lăsatul secului de postul Sâmpietrului, făcând mama un cuptor zdrav de alivenci și plăcinte cu poale în brâu și pârpălind niște puitine la frigare și apoi tăvălind din priunt, pe la prânzul cel mic, cheamă pe mătușa Măriuca lui Moș Andrei la noi și îi zice cu dragă inimă. Doamne, cum nățică, hai, cum se pot învrăjbi oamenii din nimica toată lându-se după gurile rele? Ia poftin soro, mai bine să mâncăm ceva din ce a dat Dumnezeu și să cinstim cât un pahar de vin în sănătatea gospodarilor noștri și cele rele să se spele cele bune să se adune, vrajba dintre noi să piară și neghina din ocară, căci dacă ai sta să faci voie de toate, zău că ar trebui de la o vreme să apuși câmpi. Așa, umnată dragă, zise mătușa măriuca strângând cu nedumerire din numere când se punea la masă. Văzut ai dumneata să mai pui altă dată temei pe vorbele oamenilor. Sfârșit.